În prag de sărbători, 81 de sinăieni se vor muta în casă nouă. Mâine aceștia vor primi cheile de la cele 28 de locuințe sociale. Acestea sunt primele din cele 140 care vor fi finalizate anul viitor, destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate. Clădirea din alea Cușa de Asia are 6 etaje, este compusă din 7 garsoniere cu o suprafață de 38,48 de metri pătrați și 21 de apartamente cu 2 camere cu o suprafață de 56,49 metri pătrați. Blocul dispune de un lift modern, iar încălzirea și apa sunt asigurate de o centrală comună. Suma totală cheltuită pentru ridicarea acestuia este de 3.600.000 de lei. Investiția a fost realizată cu bani din bugetul local și de la stat, prin programul de finanțare a construcțiilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați.